Salutare tuturor, mai jos un nou episod din Orange. Nu știu de ce fac Orange, m-am hotărât, am zis, frate, până la urmă pe Bizon m-am născut, pe Bizon ce? Pe Bizon m-am născut, pe Bizon mor, deci până la urmă nu... Nu vreau să mă las de... Bughead, nu de Bizon, pardon, nu vreau să mă las de Bughead. Așa că, da, fraților, astăzi jucăm pe Bughead și o să continuăm seria pe Orange Bughead. Yakuze Yazukek has been kicked by a binod. Posibil cheats teleport. Posibil, cred că cel mai probabil o și-a avut. Vreau să-și dea bani, trebuia să-i dea bani direct, like. Why not? De ce nu i-a dat bani direct? Nu? No? Asta-i părerea mea. Opa, nu, ăla, ce mama naiba face frate ăla? Eu am vrut să mă ferezi de el că suporul că vine spre mine, dar după aia am luat-o. Iatură, mă rog. Hai să mergem, facem un pic de bug-ul ăsta de prinde viteză. Hai să prindem viteză. Dacă facem așa, prindem viteză cu face-o, vedeți? Și aici, genul în Infernus e mult mai ieftin, chestiile sunt mult mai ieftine, mă rog, e economia altfel, deci pe ăsta face bug-ul ăla, hai frate, să te văd. Câte minute iau la rob dacă mă prinde poliția? Vei sta 30 minute în gel dacă te prinde poliția cu antit 6. E bine zis, frate, bine zis. Ia stai așa. Hai pe minim. De ce-mi faci așa? Ia. Nu știu. Cred că ai auzit că am 15 ani, nu? Ok, asta a fost ciudată. Asta a fost ceva de genul să certau doi după aia unul zice, bă, cred că ai auzit că am 15 ani. Ok. O să ascund și eu motorul ăsta la fermă ca să fac măcar 100k cu el, să mă aștept și eu măcar cu 100k. Și în episodul ăsta mai mult o să muncim, pentru că știți că și pe Blue la început, în primele 10-15 episoade, am tot trebuit să muncim, să facem bani și după aia am făcut 36k și după mi-am cumpărat casă, mașină și na. Dar acum o să facem aici mai chestii mai multe, pentru că aici o să ținem seria de acum încolo, o să încerc să țin în zero sancțiune, adică nicio sancțiune, nici măcar un mute nu vreau. Am luat doar un auto mute, dar dacă am luat un auto mute de la admin bot, pot că am spamat, se pune ca sancțiune. Hai că și curioză chestia asta, adică nu. S-a luat și un 0.46, vedeți? 0.46 ore jucate, vedeți acolo? Și na, acolo ți arată 2.83 ore jucate. Asta e fain la Orange Bughead, pentru că ți arată cu virgulă, cu dalea, ți arată fix cât ai jucat, fix, uite, 2.83 ore am jucat eu. Deci asta e foarte fain. Bine, trebuie să stai la payday, că eu am jucat vreo 4 ore, dar n-am stat la payday, știți? Da, na. Mă fac curățit, stai nevoie de mine de level 10, 15 ore jucate în ultima lună și, și de o aplicație pe... eu joc lejer 15 ore în ultima lună, frate, joc și mai mult, dă-o drept. Când mă apuc eu să joc serios, gen, să joc ca lumea, ca lumea, Orange, îi rup ăștia, le scot facțiunile din cap. Și că știți că eu, când mă apuc serios, am naiba 59 de episod, 60 de episod, by the way. Deci da, filmez ceva și nu sunt genul ăla care, na, mă las imediat și na. Astăzi, de fapt nu astăzi, doamne, astăzi. Acum câteva zile, ați... Nu știu acum câteva zile, exact. Ați profitat de două episoade de SAMP, ceea ce vă bucură, nu? Da, le-am programat din greșeală în aceeași zi, pe amândouă. Aceeași zi, mamă, săracul de mine. Helper nu, perfect, nici nu... adică mă și gândeam că la chestia asta. Da, mă, deci am postat din greșeală două episoade în aceeași zi de SAMP. Le-am programat în aceeași zi din greșeală. Îmi pare rău. Sper că v-a plăcut, pentru că mă gândesc că v-a plăcut toată scena. Am postat două episoade de zi în aceeași. Am postat două episoade de zi, bă, frate. Am postat două episoade de SAMP în aceeași zi. Mă gândesc că v-a plăcut, nu? The Max Infinite has received the one from Dice. Tentativă jelătorie. Vai, cine mai crede că Max Infinite joacă fucking SAMP, like, de ce ai crede chestia asta, în primul rând? Se pare useless să spui numele unui fucking, nu știu, unui fucking YouTuber și să dai schemuri, adică, na, eu n-aș crede pe nimeni. Prima dată aș zice, bă, frate, dacă tu vrei să facem un trade ceva, în primul rând să văd, de exemplu, Awake, e și aici, cred că e Awake, uite, rank 7, PD,
Na, level 10 asta, că nu dă el by level, că dacă se enervează și de by level în puii mei, o să aibă, cred că 70 sau 80, dracu. De fapt, nu chiar 70 sau 80, oricum o să aibă peste 50, care vreo 3000 de puncte de respect, cred, sau câte are. Habar nu am, oricum știu că are multe puncte de respect. Dar el nu dă by level ca să arate ciudat acolo, n-are nici, adică are, adică are level 10 de facțiune, dar deja n-a. Și are și admin, mă rog, totuși, e ceva. Și hai să vedem și aici, uite, ai dirau lui ca, doamnele, rang 2, ăsta nu, doamne, level 2, Raul 2, ca chestii, nu știu, oricum. Tentativa afaceri interzise, bravo, frate, ești bun. Vreau să-mi bag și ce skin-ul, nu cred că ăla nu, nu am. Să-mi bag și 5 skin-ul, mamă, că-ți primesc corn pentru tentativă înșelătorie, vai. Să le moară familia. Da, așa, mă, să scape și adminimă de scammer, doamne. Aoleu, 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 bă, boss, bă, boss, ce-ai făcut? Stai că-mi sare ăsta în cap cu elicopterul, să moară familia mea. S-a enervat ăla, gata, aia, îți prindem 100, ia, uite-l, bă. Meren cu ăsta, cu fagiu 100, ești nebun. Nu, mă ajută foarte mult la ferm. Chestiuța asta, adică noi nu știu ce dai, deci mă ajută la ferm și eu să-mi cumpăr și mașină, cred că, stai. Care cea mai ieftină, mașină, așa am scris, mașină fără side, please. Cum anulez comanda așa? Stop anime, care, nu era stop anime, mă, stop anime era, adică fără eul ăla. Dei! Ok. Am câteva, adică am două parodii de aplaudat. Mașina de tip Bobcat, în dealership și prin viteza mea se 124 km/h. Fuaai, cea mai ieftină, boss! Păi să vă scot eu banii ăia, am puii mei, mi-a drept cu razna creierul, skill. Farmer skill, încă 13 ture mai trebuie. Păi și de unde, frate? Stai, stai, stai. Dai, ok. Ai de 101. Ah, levelul e clar. Cred că are de la rent bike, dar faza e că poate să-ți ofure și dacă ai da rent. Stai, are de la rent? Stai, nu, nu, nu. Cred că o da rent ea. S-a închezut, ăsta e personal. Oh my god! Asta prinde mai mult, asta e faza. De-aia am furat-o. Dar o să o repar ca așa o să iasă în evidență acolo. Dar de ce și mechirea? O să fac bagul ăsta și pe ea să închez. Da, mă, ești nebun. Dai, pentru progres pentru misiunea vinde. Ah, fac și misiunea, uite mă, numai bine, nu? Fiu e ca pe blu, de 500. Asta e foarte nasol, adică găsești mai mult banda fiu. Bun, mai puțin banda fiu, e tot la fel, opa. Ăla stă cu radarul băiatul, să prindă contrasensul. Dar n-aș vrea să intru un PD pentru că e raport prea greu de făcut și nu o să mă descurc, pentru că știți că n-ai și școală și câteodată nu sunt activ și n-aș vrea să-mi iau remove din facțiune. Na. Și nu merită să iau remove pentru mine raport incomplet. Până la urmă, mai bine e un taxi ceva, un... Pana mea, asta e că stau de jos. Mai bine un taxi ceva. Unde trebuie 120 de oameni duși pe săptămână, până la urmă aia e un nimic, un pizda mă zic ce de pui aia. Adică nu e un nimic, dar joc eu să am până pui mei duc trec cu 500 pe săptămână, îmi zice mie să duc 120, da, până la urmă 500 de persoane dacă e nevoie, da, nu. O să fac doar raportul. Nu o să exagerez, acum o să-l fac și din plăcere, eu mai mult intru pe facțiunea aia din plăcere și odată când, odată ce intru într-o facțiune pașnică și, na, până mai intru și eu într-o facțiune pașnică, ceva, altcumva arată acolo faction history-ul când o să vreau să intru în PD mai târziu, să ajung și altcumva arată istoricul, știți? Deci, da. Oricum știu că pe contul ăsta l-am făcut de vreo două luni, cred că, nu știu, habar n-am de când am făcut contul ăsta, dar zero, zero sancțiuni, frate, adică doar automute, acum mi-am luat acum 2-3 ore când îmi spamat ceva, știți? Doar atunci mi-am luat automute. În rest, nicio sancțiune. Și vreau să țin așa, pentru că altcumva arată acolo că se uită un leader să vadă, adică la cerere, la aplicație, nu la cerere, doamne. Și se uită acolo și vede că ai bani și alea, deci ce mă costă mare și au avut și bani și îl primim, mă, nu, frate, vreau să fiu pașnic, vreau să nu fac nimic, vreau să fiu
cât de... Stai, poți să o să-și plate time ca pe Bizon? Plate time. Nu, nu pot, nu există time, aici doar time există. Da, mă, și... O să mai fac sketch-uri din când în când, pentru că am făcut un sketch Viața unui cheater CSGO. Deci, cred că vă place. Nu știu dacă l-am postat când vedeți voi episodul ăsta sau nu, pentru că eu... eu o să... O să programez episodul ăsta pentru mai mult timp, adică o să treacă ceva timp și na. Nu știu, încă mă gândesc pe ce server să joc, Bizon sau Bugged. Până acum Bugged, Bugged, Ipaza, Bugged. Am început pe Bugged, fraților, am început pe Bugged. Nu, nu pot să mă las acum că am început de pe Bugged, nu? Zic și eu. Periculos, mamă, nebun, e periculos, a? Am și o întrebare, dar nu știu dacă mi-a răspuns la cealaltă. Nu știu dacă mi-a răspuns sau nu. Ai o echipă preferată? Dacă da, care este aceasta? Aș munci să fac rost de un bobcat, da, 127 la oră. N-aș prea vrea. Și după aia poate să o vând la un prier cu un caca, că i-am făcut și kilometri, nu știu. Aș putea să fac chestia asta, aș face profit după ce aș face kilometri, după ce îmi termin treaba cu ea, nu? 23 kg făină, e bun. Hai, mi-a furat careva să închez-o, nu mi l-a furat. Nu, dar dacă îl bag aici în spate, nu-l vede. Dar trebuie să nu... Să nu iau ăsta, să nu iau tractorul ăsta, că așa o să-l vadă, știți? Ia să băgăm un fourth person. Wow, wow! Mi se vede foarte urât acolo, mi se vede, dar nu contează. Nu mă deranjează cu mult chestia asta. Wow, wow! Nu știu ce are skin-ul ăsta, e ceva, nu știu, e diferit. Și uitați, se vede așa în față, dar nu contează. Hai să ridicăm pe roată cu fourth person. Lasă-mi un pic. Oh, stai că nu mai văd în față, nu mai văd în față, nu mai văd în față. Băi, stai, stop. Opa, stai, 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 slash. Put. Slash. Put helmet. Așa. E pus helmet, așa, da, 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 e pus. Ăștia stau la raport, iau, deci pe ăla, aici, după cum zice. Vine după mine? A, nu. Deci și în jurul dacă venea după mine și vine după mine așa. Ok, păi am dat put helmet pentru că știți că stau, am văzut și pe ăla cu Inferno sau acolo la raport. Fute o amendă de 50k de... Mă liniștește și de aia nu... Oh, fuck, holy shit, de ce? Ah, dacă când plec nu se mai vedea, am înțeles. Ok. Hai să vedem, 23k... Oricât pe motor, boss. Ok. Cum dădeam să iau licență? Instructors? Bravo, frate. O să avem nevoie și de licențe și de alea, dar știu că costă 100k, nu costă foarte mult. Deci da. Bine, o să fac aici ca lumea, o să mă pun pe Bizon, pe Bugged, pardon, știți că... Practic, pe Blue m-a ajutat Zedo cu 5k, aici nu are cine să mă ajute, pentru că nu sunt așa de mulți care... Na. Care au... gen să dea așa. Și plus că n-am prieteni mulți care joacă pe ăsta, dar mai bine să joc pe unul care știu că o să și realizez ceva decât să joc pe unul care știu că joc așa, aiurea, joc doar ca să fiu acolo, să mă apară pe panel numele, doar pentru asta. Nu, frate, nu. Nu-s de ăla. Uite tot că ăla roz nu l-a luat nimeni. Wow, stai jos. Stai, mă, jos, așa. Stai că nu trebuie să-l pun fix în spate, că aici îl văd ăștia. O să te vadă, bă, stai mă cu minte, bă! Stai mă cu minte! Așa, că o să-l vadă ăștia și o să-l fure. Gata, și aici nu mai văd. Ia uite. Se vede foarte puțin și n-o să se ducă. Hai că asta cred că și ultima tură, pentru că știu că am început înainte să se dea pe idei eu. Așa că va trebui să fiu rapid în tura asta. Mă rog, 2 minute, ci nu e așa de mult. Bă, cred că o să închei și episodul aici, abar n-am. Să închei oare, nu știu, mă, pana mea, mai ținem un pic. Nu știu, ești toate, tot sistemul, de fapt, de... dar nici nu mi-e doar jucate pentru... Ce? De la level 3 mai contează câte ore ai jucate ca... Ai ca să dai level up, like, really? Trebuie și ore jucate ca să dai rank up? Level up? Nu trebuia doar puncte de respect? Like, really? Chiar asta era? Chiar așa e? Mi l-a furat unul deja. E și-a mai șpil de polițist.
Cred că el l-a furat, cred că polițistul ăla l-a furat, așa e? Ia stați să trag un ochi, să văd dacă mai e acolo. Nu știu dacă nu știu dacă la era meu sau nu, dar cred că l-a furat el. Ba nu, nu l-a furat. Mare caracter, mă nebun, mare caracter, eh? Ia uite-l, padul, mare caracter. Am pus ceva play, ia să vedem. A fost ID-ul 915, deci ăsta a fost și no adică a fost astăzi, nu știu de cât timp eu stau online, dar a fost astăzi, cred, și 900 de oameni online, adică gândiți-vă, 900 de fucking oameni online, adică e enorm, e un număr, what the fuck. Câte vehicule de zi pe care, și pe care le poți să mai des, hai că scoateți ce mașini are la. Așa. Hai să vedem, termin și o tema imediat, după aia. Da, acum mai am temă un pic la mate, dar bine, nu-i pe mâine, e pe poimâine, da. Dali s-a lăsat de Sam și are admin, probabil o să-l solicit, am avut admin pe acest server. Cum să ai frate admin și să-l lași de admin? Adică admin e cea mai mare responsabilitate pe care poți să o ai, nu poți să te lași în primul rând, adică mi se pare cea mai mare tâmpenie. Cine este Dana Chic? Accesează browserul tău. Accesează în browserul tău, nici am citit chestia. Nu te urca, mă, nu te urca, mă, în ăsta, urcă-te în motor. Da, mă, și nu vreau să mai fac alte jocuri pentru că, na, jocurile care apar în ziua de azi, na, nu știu, de exemplu, am încercat să-mi bag Mafia 3 și merg un pic de crash jocul. Și, practic, trebuie să-i dau refund pe Steam. M-am și friend-ul, nu știu, frate, ori nu mai face față PC-ul, ori este că eu de obicei când mă enervez la ce să-i fut una în pui mie toată forța. Deci, da, să ai slash ID, ai awake, mai e? Awake. Hai că poate îndeplinește visul, awake, nu? Da, mă, și totuși, da, mai merge așa de bine, dacă după ce-i fust câțiva pumni și se zgârie discul ăla care se învârte în hard disk, ce mai vrei să faci, frate? Nu-i și logic? Ăsta vine cam repede. Stai că intru și ies. Slash it și ies. Că o să-l fure pișat. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Sam Orange Bagged. O să încep, uite, o să încep următorul episod fix aici, adică o să-l închei pe ăsta și mai încep încă unul. Sper că v-a plăcut. Fac parte din promisiunea, e parte din promisiunea încă unul în această facțiune minunată! Vai, dar știe, mă, el că e online awake, mă, și face facțiunea minunată, mamă, mamă. Ok, păi, sper că v-a plăcut acest episod din Sam pe Orange Bagged. O să mai fac episod, adică seria asta va continua pe Orange Bagged. Nu știu acum cât timp. Cred că o să o continui până la moarte. Sau până iau prima sancțiune, că știți că eu nu mă pot abține când face unul prostii cu mine, adică, de exemplu, când face kamikaze pe mine, și nu mă pot abține să nu-l înjur. Și, na, o să mă abțin, logic. O să mă abțin să nu mai iau bani, să nu mai fac chestii urâte și sper să nu mai am sancțiuni, să pot să intru și într-o facțiune, nu știu, acum pe Blue nu mai vreau să joc. Chiar dacă e cel mai popular, nu mai vreau să joc pentru că îți multe pile, nu te acceptă fără pile și ce să mai acolo? N-are rost, mă. Aici te acceptă ca lumea, e awake leader al SPD, adică nu e așa de greu să intru, de exemplu, dacă n-am nicio sancțiune și nu fac posturi care t-a dat-o, știți? Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!